ultimul pretendent la inimile voastre. Sunteți pregătite, fetelor, să-l cunoaștem? E acolo în lift. E pregătit tot să intre prințul nostru. La Rămân cu Tine! Salut! Bine ai venit! Salut! Bine ai venit în... Bine v-am găsit! În platoul fericirii. La Rămân cu Tine. Nu trebuie să ne spui nimic mai mult decât numele tău și de unde vii? Sunt Cristi Neagu, din Ploiești. Din Ploiești! Vă uit așa la expresiile voastre să înțeleg ce se întâmplă acolo în sufletul vostru. Și sunt foarte curios cum votați. Și spun start, vot! Șaptesprezece fete sunt în cursa asta spre inima ta. Ce înseamnă piesa, ai văzut? A intrat pozitiv, bine, sus, tot mi-am. Ce tare, pac, pac, ne-am activat, hai să vedem și ce ne place. Diana, că mie îmi place tu de tine. Ce-ți place? Este un bărbat frumos, îmi plac foarte mult papucii lui. Papucii lui. Că îl văd genul de om care se îmbracă mai sport și așa sunt și eu. Uite. Nu cu elegantul foarte mult și îmi place. Acum să da, bine. Zi, Mirela. El brunet, eu brunetă. Da. Eu fina. Gropițe, zâmbet șarmant. Popucii și bine. Și bine la trup. Bine. Adică hai să-i spunem pe nume. Și înalt. Bine, și înalt. Că Armăsara și ea nu mamă. E. Și la Ploiești am văzut că e cu calul. Exact. Ana, ce crezi tu că e? Barman. Barman? Așa mi inspiră, nu știu. Bun, na, barman. Hai să vedem. Are ceva în buzunar? Roșu. E magician. Nu dezvăluim. Da, are ceva în buzunar. E stripper. Ceea ce... Ce mă fac eu cu voi? Vreau să întreb dacă ești romantic. Nu, întreabă-mă pe mine. Dragă Liviu, e romantic? Aflăm imediat. Hai să vedem! Este momentul în care o să aflați mult mai multe lucruri despre Cristi. Să fiți atente, cum v-am învățat de fiecare dată. Stați departe de butoane. Sfatul meu, prietenesc, pentru voi. Faceți ce vreți voi, dar să nu vă plângeți la mine după aceea. Bun, îl cunoaștem, votăm doar pe parcursul filmulețului. Pregătit, dragul meu. Star vot! Sunt din Ploiești și sunt inginer. O funcție frumoasă, zic eu. Îmi place ceea ce fac, mă și distrez și muncesc. Se câștigă și binișor. Am un program ok de 8 ore și jumătate, deci voi fi și acasă, nu voi fi doar plecat. Ăsta e apartamentul meu, acesta este dormitorul mare. Fetelor, eu m-am pregătit. E rândul vostru acum. De ceva timp, una din pasiunile mele sunt clasele de spinning. La început am fost doar un practicant, apoi am devenit antrenor. Ce, ne plecăm? Haide rapid! Cristi este o partidă excelentă pentru voi. Fetelor, nu-l ratați! Pentru astăzi vă pregătesc niște brioșe. O altă pasiune a mea a devenit gătitul.
Cred că niște brioșe s-ar face mai bine în doi. Am de oferit unei femei sinceritate, dorința de a crea o familie. Noi doi ar trebui să ne cunoaștem. Și cred că cel mai bine e între patru ochi. Și bineînțeles că poate vom face și noi un click. Vreau să-mi găsesc și eu jumătatea, nu? Active și Diana în călduri. Nu știu, nu înțeleg. Mirosul de brioșe. Uite, Caterina a rămas aici, știe exact ce-și dorește. Bravo, Caterina. Bianca la fel. Diana, nu vorbesc cu tine acum. Iza, spune-mi, ce-ți place la el? Fizic. Fizic. Tot. Punct. Punctat. Frumos. Văzut. Da. Frumos, văzut. Îmi place ce are în spate. Îți place ce are în spate? Și pe partea alaltă, și pe partea alaltă, nu numai aici. Ambele. Ambele. Nu pot să... Ok, îți place, bravo. Da. E puțin departe de mine, dar mă mai gândesc că aștept și proba următoare. Să mă decid. Bravo, felicitări! Vă spus că vă place că faceți sport. Nu vă plac bărbații sportivi? Ba da, ba da. Ah, ba da. Cine vrea să meargă la cycling cu el? Eu. Bine. Eu nu știu să merg pe bicicletă. Știu eu, mai nu merge, e statică. Cum ești? Te simți bine? Ai o grămadă de e totul în regulă. Momentan, nu știu exact ce ai pregătit tu în următoarea probă și ultima pentru tine, pentru că după această probă, dacă avem un pupitru aprins, ai un date garantat. Dacă avem mai multe, tu o să alegi. Așa că spun start, vot. Proba aceasta e pentru tine! Păstrează trandafirul. Păstrez. Ia uitați-vă, uitați-vă. 8 pupitre și două degete ridicate. Da. Ai un date cu siguranță în această seară. 2 secunde pentru că trebuie să o întreb, să aflu ce Ana Maria ce vrea să ne spună. De asta e inteligentă această fază când ne-a pus să dansăm ca să uităm să apăsăm pe buton. Draga mea, Ana Maria! Ți-a luat ochii băiatul și acum o dai pe muzică. Păi da, e brahovean de-al meu, normal. Vreau să-l întreb pe Ecaterina, ce nu ți-a plăcut? Mi-a plăcut tot. Doar că cred că aș mai face niște cursuri de dansuri cu el. Un pic, da. Nu e dansator, e da, inginer. Pe popular, da. Ești bun? Sârba, hora, bătuta... Depinde. Reușesc, tu reușesc. Știi, horă, normal. Ia, du-te, ia vino lângă el. Ia. Dacă știi. Ia să pregătim. Lulu, dacă ești acolo, pregătim o populară să văd dacă se descurcă. Ecaterina, cum a spus că se descurcă. Ia. V-am zis că nu glumim, bravo! Ai văzut și atitudine? Acolo mai avem o situație! Diana este aici, Iza și ea! Wow, Ana Maria nici nu știe să uită, wow, ce-o fi făcut bine, nu-i fi făcut bine! Mai împup o dată mâna, oare, wow! Doar 2 pupitre trebuie să rămână aprinse. Și
tu decizi din momentul ăsta, pentru că puterea este la tine. Foarte grea decizia în momentul acesta. Să iau în stânga sau să iau în dreapta? Of, grea decizie. Mai bine plec cu liftul. Nu, mai bine mai stau un pic. Merg la Ana Maria. Apăs Ana Maria sau Isabel? Ai treabă în partea aia. Te cauză cineva acolo. Sunt serios. Foarte multe. Bă, te strică creața. O să văd. Diana a apăsat singură. Diana și-a apăsat singură butonul. N-am vrut! Rămân închisă, nu? Hai, ce să facem, soarta? Plec. Ia să vedem, Adriana sau Alexandra? Nu. Apăsăm sau nu apăsăm? Nu. Alexandra a plecat. Florentina, nu Iza. Mai bine Iza, mai bine Florentina. Nu, că eu fac cu inima dacă uite mai stau. Uite ce greu e. Stai și tu dreaptă să te vadă înaltă. Nu. Și am decis Florentina. Nașa sau Fina? Să fie Isabel, să fie Mirela, să fie Ana Maria. Isabel a fost. Da. Mirela, și-au rămas trei pupitre. Să vedem acum, este complicat. Nu ai ce căuta aici. Ana Maria, Adriana sau Iza. Nu, nu ai ce căuta aici. Bă, Iza. Și-a închis-o pe Iza. Au rămas două pupitre. Vino lângă mine, te rog. Tipiu. Ce s-a întâmplat? E rău. Vine să plâng. Mi-e rău. Mie îmi vine să plâng. Uite, când te văd eu că leșin, vin eu lângă tine. Nu mai pot. Ce-i tu? Ți s-a rupt apa? Transpirat asta, mică. Dar nu facem vreun scurt circuit. Dă-te mai așa de lângă cabluri. Ești bine? Ești ok? Mi-e rău. Da? Lasă că-ți revii tu până te măriți. Îți trece. Nu mi se pare corect. Eu mai vreau o dată. Nu-i corect. Știi ce ar merge acum? Piesa aia. Plângeam când îi vedeam împreună. Delia. Ce are ea și nu am eu. Da. Ana Maria, felicitări, bravo! Emoții? Da. Un pic, un pic. Uite ce-ai făcut. Uite ce-ai făcut. Două fete pentru tine care îți acordă o întâlnire, le adresezi o întrebare. Sigur. Și în funcție de răspunsul lor, tu vei lua decizia. Întrebarea este... Fetelor, ce alegeți între un trup bine lucrat și un om cu capul pe umeri? Argumentați, vă rog. Eu aș alege omul cu capul pe umeri. Adriana... Bineînțeles că contează și trupul și fizicul și... Dar mai mult mintea. Adică ce e în sufletul lui și în capul lui. Ana Maria... În primul rând că îmi doresc un bărbat inteligent, cu simțul umorului și descurcăreț. Și voiam să zic punctul 2, un pic mai în glumă așa, cred că este pe tot Facebook-ul. Frumuseții trecătoare și rămâi cu prostul. Da, aici capul pe umeri, foarte frumos. Foarte drăguț, acum decizia ți aparține. Te rog, un singur pupitru. Aoleu! Vezi, succes!
Mă bucur foarte tare. Băi, când îi văd că tremură, parcă așa mă ia și pe mine. Bravo, felicitări. Totul depinde de voi. Acum vă așteaptă o căsuță frumoasă. Un loc unde vă puteți cunoaște mai bine și să decideți și să dea Dumnezeu să aveți o relație frumoasă. Poate cine știe. Eu mă bucur foarte tare. Încă o dată dăm să sărut și eu mânuța. Mă bucur tare. Vezi că sunt gelos. Salutare, asta am vrut să văd. Bravo, felicitări, aplauze pentru ei! Bravo! Din clipa în care am pătruns în platou, Adriana mi-a atras atenția mai mult. Am simțit o oarecare chimie. Sper să fie acea chimie reciprocă. În momentul în care au rămas 8 fete, am zis că, bă, trebuie să fac ceva ca să îl am eu, să vină la mine, să mă aleagă pe mine. Și în momentul ăla am început să mă strâmb la el, să-i zâmbesc frumos, să-i fac ochi dulci, să... Și din fericire a venit la mine. Trebuie